Etapa a 14-a campionatului Ligii a 4-a la fotbal a județului Constanța, Seria Vest le-a dus în față pe recoltă Nicolae Bălcescu, Axiopolis Cernavodă. Oaspeții au reușit să plece cu cele 3 puncte. Aceștia au câștigat cu 4-1. Ocupanta locului întâi, CS Mihail Cogălnicianu, a fost înfrântă cu 4-2 de Perla Murfatlar. În celelalte meciuri ale seriei, Gloria Băneasa s-a impus pe teren propriu cu scorul de 5-1 contra echipei Carsium Hârșova. Reprezentativ al Medgidiei a pierdut la o diferență de un gol partida cu Știința Poarta Albă, scor final 2-3. CSO Ovidiu și Voința Valului Traian au avut etapă liberă.